Bună, Taur, și bine ai venit la etalarea ta pentru luna martie. Îți reamintim că este o etalare generală, așa că te rugăm să iei de aici doar mesajele care rezonează cu situația ta și să lași tot aici mesajele în care nu te regăsești, deoarece cu siguranță sunt pentru alte persoane. Profit de această ocazie să vă urez și o primăvară frumoasă și fie ca sufletul vostru să reînvie la viață, fix așa cum reînvie natura. Prima carte, ca și energie generală, 4 de bâte, multă stabilitate. În această lună, posibil să culegeți roadele muncii voastre, posibil să faceți acest lucru într-un mod public. Văd de asemenea că o anume relație din viața voastră se încheagă mai tare. Acum e posibil să fie vorba de mai multe relații, nu numai de una, nu este o etalare neapărat de dragoste, este generală. Deci poate să fie vorba și de prieteni, poate să fie vorba și de colegi de muncă și de zona personală, de ce nu, dar la modul cel mai general vorbind, relațiile voastre se stabilizează și capătă o formă mult mai matură în această perioadă. Posibil chiar să oficializați anumite prietenii din viața voastră, dacă nu ați făcut-o până acum. Vă doriți foarte mult apreciere din partea celorlalți și cred că o veți primi cu siguranță în această lună. Posibil să luați un prieten, o prietenă, să, nu știu, să fi pornit ceva împreună sau să porniți în această lună și cam în martie, da, să culegeți cumva roadele, să spuneți lumii întregi de reușita voastră. În poziția gândirii este îndrăgostiții la voi. Deci vă gândiți foarte serios să faceți o alegere, o alegere importantă în viața voastră, o alegere între două domenii de viață, între două persoane, o alegere între minte și suflet. Pentru unii tauri poate să fie vorba și de ideea aceasta de trio, dar nu neapărat într-o relație de dragoste, poate să fie vorba de o prietenie din viața voastră, de niște prieteni, mai bine spus, da? Și nu știu, parcă vă gândiți să faceți o selecție în zona prietenilor. Poate chiar și în dragoste sunteți destul de prinși în această perioadă, vă doriți mai mult de la partener, de la parteneră, sunteți foarte stabili, după cum spuneam aici, și știți foarte bine ceea ce vă doriți, cel puțin pe parcursul lunii martie. Următoarea carte, în poziția sufletului, 8 de bâte. Vă doriți să exteriorizați foarte mult sentimentele pe care le aveți în această lună, vă doriți multă pasiune, faceți multe activități cu persoana iubită sau cu persoanele dragi, pentru că e o lună în care taurii noștri văd că fac selecție și își aleg în preajmă doar persoanele dragi sufletului lor. Cumva relațiile care erau bune din punct de vedere mental, da, care aveau un anumit interes, nu știu, niște beneficii de comun acord, că erau profesionale, că era o prietenie mai superficială, ei, posibil ca acestea să se ducă și taurii noștri să exprime pur și simplu o abundență, o multitudine de sentimente, de activități pe care doriți să le faceți împreună cu cealaltă persoană sau împreună cu persoanele din jurul vostru, la modul general vorbind. E o lună în care văd că veți vorbi mult. Acum în ce domeniu n-aș ști să vă spun. Și eu sunt Taur, poate voi filma mai mult în luna martie și atunci se explică acest lucru. La baza manifestărilor este 7 de monede. În această lună v-am spus stați și așteptați să culegeți roadele. Exact cum m-am intuit de la început, văd că mi se confirmă acest mesaj, se accentuează foarte mult. Stați și pur și simplu așteptați să vedeți cum se stabilizează o anume relație, stați și așteptați să vedeți cum cresc roadele muncii voastre în această perioadă. De asemenea, dacă discutăm despre o anume relație din viața voastră, poate așteptați, nu știu, să vă caute persoana iubită. Poate așteptați să faceți anumite activități împreună. E ca și cum o luați în același timp foarte ușor, v-am spus, sunteți foarte entuziasmați, dar în același timp sunteți destul de precauți, luați lucrurile ușor. Dar iarăși aici este pregnantă ideea de
a sta în așteptare și a vedea ce se întâmplă și în funcție de asta să faceți alegerile. În funcție de asta conștientizați că e mai bine să aveți sufletul împlinit decât orgoliul satisfăcut și inima praf. Ceva de genul acesta. Indiferent, repet, nu e neapărat pe dragoste. Dar pentru unii poate fi. În poziția celorlalți, ca și energie generală, este cavalerul de spade. Poate aveți de-a face cu vreun geamăn, că e a doua carte care semnifică zodia Gemeni. Sau poate să fie vorba de o persoană dintr-o zodie de aer. Gemeni, vărsător, balanță. Cavalerul de spade mai vorbește aici și despre un eveniment neașteptat din exteriorul vostru, un eveniment care va veni ca o surpriză pe neașteptate, va avea un impact foarte puternic asupra relațiilor voastre cu ceilalți și de asemenea asupra relației voastre cu o anume persoană, în mod special. Deci posibil această așteptare, da? Să, în sfârșit, să dea roade, că ați așteptat și, în sfârșit, să culegeți prima monedă, da, care s-a copt, cum s-ar spune. Primul pas spre stabilitate. Tot în poziția celorlalți, pe zona sufletului sau în poziția celelalte persoane, este nebunul. Poate aveți de-a face cu vreo persoană mai tânără, sau cu persoane mai tinere, în exterior lucrurile sunt foarte nebunești, aș putea să spun, în sensul că e posibil să aveți de-a face cu persoane sau cu o persoană care pur și simplu face doar ceea ce simte, nu se gândește la consecințe, începe ceva nou în viață, lasă efectiv tot în urmă și merge doar cu capul în nori, merge după ceea ce îi spune sufletul, e ca un copil care pur și simplu nu se gândește la consecințe. Nu spun acum că e ceva negativ, pentru că văd în sufletul vostru că vă umple totuși această idee de nou. Putem să discutăm iarăși de persoane noi care intră în viața taurilor noștri în această perioadă. În exterior e foarte interesant că se simte o idee foarte pregnantă de un nou început, pe neașteptate, pur și simplu. Și care va avea un impact foarte mare asupra voastră. Deci așteptarea a luat sfârșit, primul pas spre stabilitate. Tot în poziția celorlalți, pe zona gândirii, ce gândește cealaltă persoană sau ce simte cealaltă, sau ce gândește, mai bine spus, Împăratul vorbește aici despre faptul că cealaltă persoană se simte foarte stabilă, este foarte rădăcinată în propriile convingeri, știe foarte sigur ceea ce vrea. Posibil să aveți de-a face cu vreo persoană care este șef sau șefă la locul de muncă, că nu e neapărat să fie un bărbat, poate să fie vorba și de o femeie cu energie ceva mai masculină, o femeie foarte puternică, cu un caracter foarte puternic, cu un psihic foarte puternic, aș putea să spun că e pe poziția minții. Cealaltă persoană pur și simplu parcă vine și spune asta și cu asta îmi doresc, de aici vine pe neașteptate, probabil într-un mod nebunesc, dar cealaltă persoană pur și simplu nu mai poate și își exteriorizează sentimentele. Acum posibil să cunoașteți o persoană nouă cu acest nebun aici, dar nu e neapărat pentru toată lumea. Poate discutăm de o persoană care este deja în viața voastră și ia atitudine, dragii mei tauri, în această perioadă. Posibil să comande de azi înainte, așa vreau să fie relația sau așa vreau să fie regulile, da, la locul de muncă. Deci e un nou început foarte interesant și foarte pregnant pentru taurii noștri. Vreau să vedem și la baza pachetului ce avem. 5 de cupe. Da, poate această stabilitate încă nu este văzută de către voi. Voi toți stați și așteptați. Dar la un moment dat, pe parcursul lunii martie, un anumit eveniment din viața voastră, v-am spus, se întâmplă, vă pune în fața faptului împlinit, e nevoie să faceți alegerea, sunteți și încântați pe de o parte, dar posibil să fie într-un context în care
Voi parcă vă pierdeți ultima speranță, parcă nu prea mai vedeți ceea ce este în spatele vostru. Să știți că pentru mulți nu e neapărat vorba de o persoană nouă, cel puțin așa simt din cărți. Pentru mulți poate fi vorba de o persoană care a mai fost în viața voastră sau de o persoană care este în viața voastră, dar poate încă nu aveți o relație atât de apropiată, că e de prietenie, că e de dragoste, că e de colaborare pe zona afacerilor, pe zona muncii și așa mai departe. Hai să vedem și tarotul umbrelor. Sunt curioasă ce cu acest cavaler de spade de aici, despre ce e vorba, ce eveniment neașteptat sau dacă e vorba doar de o persoană pentru alții, despre ce cu acea persoană. Să clarificăm cavalerul de spade pentru taurii noștri și luna martie. Zece de bâte. Poate e o persoană care are foarte multe activități de făcut, poate e o persoană care a obosit, pur și simplu parcă nu poate să mai ducă greutățile pe care le are în spate și atunci vine și ori vă cere ajutorul, ori referitor la relația cu voi, parcă nu mai suportă această așteptare, parcă nu mai suportă ceea ce are și pur și simplu vine la voi și vă... și pune piciorul în prag. Iarăși, energie pregnantă aici de berbec, gemeni, dar și zodii de foc, leu, săgetător, berbec. Se accentuează mult această idee. Hai să mai vedem o carte pentru cavalerul de spade. Asul de bâte. Asul de bâte. Deci cealaltă persoană, să știți că ia atitudine, nu mai suportă poziția în care se află și ia atitudine. Voi sunteți cu așteptarea, cealaltă persoană e cu foarte multă presiune care se pune pe el sau pe ea și atunci nu prea mai suportă și vrea totuși să ori să întreprindeți niște activități noi, ori pur și simplu vine să lămuriți lucrurile și poate să o luați de la zero. Dar, repet, poate să fie vorba de o relație chiar de la locul de muncă, poate să fie vorba de un prieten, de o prietenă, nu e neapărat să fie pe zonă de dragoste. E o etalare generală. La baza pachetului avem 2 de spade, ceea ce înseamnă că poate cealaltă persoană totuși a avut inima închisă sau o va avea totuși pe parcursul lunii martie, dar la un moment dat nu mai poate și izbucnește. Sau posibil după un moment în care a stat, a analizat foarte, foarte serios lucrurile, poate s-a retras puțin în mintea sa și atunci deodată conștientizează niște lucruri, își dorește un nou început și vine spre voi. Dar pentru mulți tauri să știți că e posibil chiar să cunoașteți o persoană nouă, v-am spus, unii cunosc, alții, pentru alții e vorba de o revigorare, de o reînnoire în viața voastră. Mergem mai departe, vreau să cerem și un sfat pentru voi de la Arhanghel pentru luna martie. Da, s-a întors, atunci o luăm pe aceasta. Sacralitatea pură de plină. E o perioadă în care taurii noștri se pare că sunt foarte inspirați. Posibil să se întâmple tot felul de lucruri în viața voastră care să vă inspire aceste alegeri. Să știți că această surpriză pe care o aveți sau această persoană care vine pe neașteptate în viața voastră este divină, este sortită, ca să spun așa. Ca și date importante pentru voi, în luna martie avem data de 3, data de 9, data de 12 și de asemenea celelalte date care se termină în 3 sau 9, 13, 19, 23. Foarte interesant. Iar la bază avem curajul exemplar. Deci, după cum v-am spus, veți fi foarte curajoși, veți exterioriza foarte intens tot ceea ce simțiți în această perioadă. Și veți avea o forță lăuntrică extraordinară.
Veți, totuși, e o perioadă în care totuși vă purificați relațiile și voi, în sensul că învingeți răul, eliminați ignoranța din interiorul vostru, din exteriorul vostru. Deci e o lună în care se stabilizează lucrurile, cred că într-un mod magic, pentru că avem aici și 5 cu 2, care ne dă cifra 7, deci 7 este o cifră magică și posibil să-i influențați, să-i inspirați și pe ceilalți să fie mult mai curajoși, da? Decât au fost până acum. De asemenea, iarăși aici date importante, 7, 17, 27, data de 5, data de 2 și, la fel cum am mai spus, datele care se termină în 5 sau în 2, da? 15, 12, 12 e de două ori, deci și aici și aici. Posibil să fie ceva acolo. 25, 22, da? Cam acestea sunt energiile și pentru voi, dragii mei tauri. Vă urez încă o dată o primăvară minunată pe sufletul vostru și să ne revedem cu bine și la alte filmări.